pentru că tot vine vara, 812 GTS, versiunea decapotabilă a GT-ului 812. Are doar 800 de cai, doar 800 de cai și este fără doar și poate unul dintre cele mai frumoase roadstere construite vreodată pe planeta noastră. Baza de la care s-a plecat pentru el însă este în continuare disponibilă în gama Ferrari și pentru care are un preț ce poate varia între 350 și 450 de mii de euro în funcție de opționale, 812 Superfast este o mașină rară cu care în mod normal nu e ușor să mergi. Din fericire, la Țiria Collection, pasiunea pentru mașini merge dincolo de a le colecționa pur și simplu. Aici se știe că mașinile sunt făcute pentru a fi conduse. Se știe că exemplarele trăiesc când se mișcă. Se știe că istoria este cu atât mai valoroasă cu cât prinde viață. Și iată cum în acest mod simplu noi închidem sezonul de primăvară Super Speed cu unul dintre cele mai frumoase Ferrari 812 Superfast pe care le-am văzut vreodată. Un Gran Turismo grimat. O configurație ultramodernă pentru cel mai modern Ferrari V12 pe care poți să ți-l cumperi azi. Lung de 4,7 metri și lat de aproape 2 și extrem de jos, cu anvelope uriașe care încalță jante de 20, 812 Superfast este o sculptură în mișcare chiar și când stă pe loc. Serios, atunci când ești pe lângă el, te simți de parcă stă timpul în loc. Îți auzi respirația și ochii îți sar de pe prizele de aer amplasate strategic pe caroserie, pe formele voluptoase ale spatelui sau pe difuzorul spate cu elemente aerodinamice active. Detaliile fabuloase Ferrari se continuă la interior, unde pentru a-ți aminti ce dotări extra ai bifat în mașina asta, ai o plăcuță specială pe peretele ce desparte portbagajul de compartimentul pasagerilor. Pasageri ce vor fi tratați regește într-un lux incredibil. Scaunele sunt opere de artă și chiar dacă par austere, pot fi reglate pe toate direcțiile. Volanul este un centru informațional și de comandă. Ai pe el semnalizarea, comanda de fază lungă, un buton care înmoaie suspensia pentru drumuri mai proaste, butonul de pornit motorul și, desigur, celebrul manetino care trece mașina prin modurile de condus. Treapta 1 se selectează mereu din padela de carbon din spatele volanului și doar pentru marș arier și launch control folosești butoanele amplasate într-o mică sculptură din carbon de pe tunelul median. În spatele volanului avem un turometru analogic, gradat până la 10.000 de rotații pe minut, deși motorul V12 aspirat are turație limitată la 8.500 de rotații pe minut. Display-urile analogice de lângă turometru sunt configurabile și îți afișează informații complete despre absolut orice ai avea nevoie. Pasagerul din dreapta nu trebuie să fie gelos sau să îi se facă rău încercând să citească informațiile de pe display-ul șoferului, pentru că are un display touchscreen dedicat deasupra torpedoului. Foarte aproape de centrul mașinii, unde sunt așezați cei doi ocupanți ai lui 812 Superfast, este amplasat motorul. Motorul V12-le aspirat de sub capota parcă interminabilă are cilindreie de 6,5 și cuplu maxim de 718 Nm. Este cuplat unei transmisii cu dublu ambreiaj cu 7 rapoarte construită de Getrag special pentru Ferrari. Puterea uriașă a motorului aspirat este transmisă exclusiv roților spate, iar când se pune în mișcare, această superbitate arată așa. Auzi, tu realizezi că noi acum vreo două luni eram pe drum spre Constanța cu Volkswagen ID.4 electric mergând cu 120 la oră pe autostradă? Dar realizez că mergeam la munte cu Skoda Enyaq cu 70 la oră. Mi-e groază să îmi imaginez unde o să fim peste 5 ani cu mașinile și ce o să facem. Da. Serios? Da, da, ultimele mașini adevărate. Așa. Sunt șanse mari să fie Ferrari-urile. Da, mă rog, cine o să-și permită să-și mai cumpere mașini? Pentru că și ele vor fi nu scumpe cum sunt acum. Foarte scumpe. Știi că se spunea că dacă îți cumperi un Ferrari, practic dai banii pe motor și restul îți dă Enzo la pachet, o caroserie și... Da, știi? Asta în când era? Acum 4.000 de ani, nu? În ziua de azi, așa, în 2021, da. Ferrari 812 Superfast
cântărește 1,7 tone. În condițiile în care are un motor V12 de 6,5 litri. Și dotări. Da. Ai tot. Așa. Tot. Da. Mai puțin de, ce să zic, o trapă și scaune răcite, ventilate. Am înțeles. Sau scaune electrice. Na, n-ai, că ai pus mâna, na. Ok. În rest ai tot. BMW M4 pe care l-am condus noi. Așa. Aha. Așa. Are 1,8 tone. Da, dar are M-Drift Analyzer. Are M-Drift Analyzer. Cu asta dacă faci drifturi, nu te rog să nu faci. Dar cu asta dacă faci drifturi, nu ți analizează nimeni unghiul de înclinare și cât a ținut. Nu, pentru că știi tu în suflet că da, a fost prea mult. Altă paralelă. Aston Martin DBS Superleggera. Așa. Are V12 biturbo cu 720 de cai. Oamenii ăștia au V12 cu 800 de cai. Acum te-ai supărat pe Aston Martin sau ce? Nu m-am supărat pe Aston Martin. Aha. Nu există supercar Gran Turismo comparabil cu 812 Superfast din punct de vedere al motorizării, al greutății și al felului în care este construit. Ce vrei tu să spui este că noi de fapt am încheiat sezonul de primăvară de Super Speed, da, cu un Ferrari Superfast care este cel mai super car din lume în acest moment, nu? Asta vrei să-mi spui? Nu, păi nu este, că nu mai este cel mai puternic Ferrari, pentru că acum poți să-ți iei SF90, dar este... Nu, este doar cel mai super car pe care l-am condus noi. Nu este... Nu! Nu, nici nu. Asta, pentru că am condus eu un Ferrari acum 2 săptămâni pentru această emisiune, care este mai puternic decât acest Superfast. Păi da, dar ăla nu se mai poate cumpăra. Adevărat! Adică poți să-l cumperi, da, dar costă de 10 ori mai mult. Adevărat. Deci nu există acum pe piață, cred, mașină. O, la, 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 la. Cu motor uf, V12 aspirat, atât de puternic. O mașină care să vireze. Deci nu-mi vine să cred, pentru că noi am filmat M3 și M4 la foarte mică distanță de mașina asta. Adevărat. Și mi se părea că mașinile alea sunt de o precizie absolut ireală. Mă, dar sunt nimic pe lângă asta. Adică nu se poate așa ceva, nu se poate. Tu nu știi se că poate. Eu am zis despre direcția din M3 că este cea mai bună direcție electrică asistată full pe care am condus-o eu vreodată? Ștergem ce am zis. Deci bine. Nu. Cum virează mașina asta? Cât de stabilă se simte și cum accelerează. Și suntem în modul sport, în modul normal de condus. Și ochii la display-ul tău, te rog. Om, cer scuze, am și eu display. Avem 100 la oră în treapta a treia, 5000 de rotații pe minut. Da. 9000, asta a fost o schimbare și încă una. Așa schimbă mașina asta. Doamne Dumnezeule și nu putem, Iisuse Hristoase. Nu putem, deci nu putem să arătăm pe cameră împunsătura pe care o primim în spate când se schimbă vitezele. Da. Motorul este periculos de aproape de noi, fix aici, în mijloc, unde se termină gurile de ventilație. De aceea avem 47% din greutate pe față, 53% pe spate. Auzi, dar vreau și eu să te întreb ceva. Mașina asta a fost construită să fie un GT, da? O mașină care să acopere distanțe lungi cu viteză foarte mare, ok? Hai să traducem. E un supercar super rapid și o iei pe nevasta și zici, hai să plecăm cu 812. De la New York la Los Angeles. Și ea nu se supără. Că corect. Nu, că are loc. Aici voiam să ajung eu. Mă, se supără sau nu cu suspensia asta? Zi tu. Nu se supără, nu ai, că este incredibil. Avem rost pe 20, avem suspensie Ferrari, da? Și avem un buton pe care dacă îl apăsăm, se înmoaie suspensia.
Nu se întărește. Ăsta e adevăratul alt nivel, mă. Ăla în care îți cumperi mașină și când apeși pe butonul amortizor, suspensia se înmoaie. Da. Nu se întărește. Ai rămas fără cuvinte cumva? Ai rămas cumva, părăsit. Cum fac italienii, știi? Când... adică nu are ce să-ți explice. Că tu nu oricum, ori fie nu înțelegi și nu are așa, înțeleg? Da. Ori nu are rost să-și bată gura de pomană, că e clar că... Da, corect. Nu, deci... este pur și simplu incredibil. Adică am zis că 918 Spider e cel mai tare hypercar ever. Așa. Dar jur, deci mașina asta... este cel mai frumos Gran Turismo construit vreodată. Dacă vreți să înțelegeți mai bine entuziasmul nostru despre mașina asta, mergeți și vizitați Tiria Collection. Veți pleca de acolo cu certitudinea că timpul petrecut printre mașinile expuse a fost o investiție bună.